Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această seară vă invit să discutăm despre chiropractică, un domeniu mai puțin cunoscut în țara noastră, dar cu rezultate extraordinare asupra calității vieții persoanelor aflate adesea în suferință. Alături de mine în studio se află domnul dr. Lou Jacobs de la clinica Intermedicas. Bine ați venit la Speranta TV și Radio Vocea Speranței! Domnul dr. Jacobs este unul dintre cei doi chiropracticieni acreditați în țara noastră de Ministerul Sănătății și Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară și Alternativă. Este afiliat Asociației Internaționale de Chiropractică Pediatrică. Domnul dr. Jacobs are propria clinică de chiropractică în Portland, în Statele Unite, în statul Maine. Dumneavoastră veți putea trimite întrebările la numărul 0751 400 300, prin SMS, și în momentul în care eu voi adresa întrebările, veți auzi traducerea în limba română. Traducerea este realizată de domnul Laurențiu Nistor, căruia îi mulțumim că este alături de noi la această ediție a emisiunii Starea de Bine. Așadar, haideți să începem, nu înainte de a vă reaminti că este o onoare pentru noi să-l avem alături pe domnul dr. Jacobs și că puteți adresa întrebările pe care le aveți despre chiropractică la 0751 400 300. Așadar, domnule doctor, ce este chiropractica? Chiropractic is a system of evaluating and correcting. Este un sistem de corectare și evaluare a subluxațiilor. Subluxația este o nealiniere a vertebrelor care interferează cu legătura nervoasă dintre coloana vertebrală și creier. Cum apare această subluxație? Subluxațiile apar de la stresul vieții. Poate să fie mental, poate fi fizic, poate fi chimic. Acesta crește în corp și afectează până la urmă articulațiile și respinării. Și apoi vertebrele apasă pe terminațiile nervoase. Presupun că dacă acești nervi sunt prinși și practic presați, apare durerea. Mai sunt și alte simptome sau apare întotdeauna durere? Well, that's an interesting thought. E o întrebare, un subiect semnificativ. De multe ori s-ar putea să nu fie nicio durere. Probabil 10% din nervi simt durerea. Unii gestionează mișcările. Și nu. Deci, e posibil să nu simți această presiune, dar aceasta ar putea să îți dăuneze sănătății. De pildă, oamenii se joacă fotbal, își se rănesc la o mână și amorțesc. Le este evident că au o problemă și sunt îngrijorați. Dar dacă nu simți același fel de problemă, poate este o altă subluxație care face altceva. Poate nervii care sunt atinși afectează alte sisteme din corp. Poate nu se va vedea aceeași manifestare ca atunci când ești amorțit. Am înțeles. În cazul acesta, care sunt simptomele pe care chiar le are pacientul? Uneori, dacă disfuncția este prea mare, apare o durere, dar de multe ori nu simt nimic. Așadar, este foarte important. E la fel cum e colesterolul sau presiunea arterială. Nu simți nimic, dar disfuncțiunea în corp există. Uneori, oamenii trebuie să fie verificați, la fel cum se fac analize. Apare o disfuncție, atunci încerci să o repari. Bun, dar poate să apară, de exemplu, o altă manifestare cardiacă, hipertensiune sau altă problemă la organele interne afectate. Can that cause subluxation? Is that what you're asking? Asta să cauzeze?
subluxației, dacă pot să apară aceste simptome. Da, se poate, dar nu-ți dai seama că aceasta este un simptom. Se fac multe cercetări unde sunt mai mulți chiropractori. Au fost cercetări care au arătat că prin ajustarea subluxațiilor printr-o poziție mai bună, ajustarea va scădea presiunea sanguină. Sunt cercetări. Bun. Până acum am înțeles cum apare subluxația și care sunt consecințele ei. Prin urmare, la dumneavoastră ajung pacienți cu diverse probleme. Ei sunt trimiși de medic sau vin din proprie inițiativă? Spuneți-ne întâi ce se întâmplă în Statele Unite și apoi ce experiență aveți dumneavoastră în România. Voi spune că experiența în America și în România, în legătură cu motivele venirii pacienților, sunt cam la fel, în cam aceleași procente. Cei mai mulți vin ca o problemă. Li s-a spus că au o problemă la spate și atunci s-au dus la un chiropractor. Și la fel se întâmplă și în Statele Unite. Vine cineva cu o durere de cap și se întreabă de ce. Vor să nu-i mai doară capul. O mică parte a populației înțelege că nu este vorba de simptome, ci este vorba de disfuncția din sistemul nervos. Și lipsa de comunicare între diversele sisteme ale corpului pe sistem nervos. Ei vin să optimizeze funcționalitatea acelui sistem nervos. O mică parte dintre oamenii care vin sunt cei care înțeleg exact ce se întâmplă. Unii, cei mai mulți, vin pentru dureri, dar alții spun că vin ca să-și rezolve o problemă. Pentru că ați definit profesia dumneavoastră într-un fel, aș vrea să vă întreb cum ați decis să veniți în România. Sunt doi chiropractori acreditați în țara noastră, așa scria pe site-ul Intermedicas. Cum de sunt doar doi? Nu știu. Aș spera să fi fost mai mulți. Nu este nicio școală. Cea mai apropiată școală în Occidentul European. Nu sunt sigur de ce. Pentru că oportunitățile de a ajuta oameni sunt multe și sunt chiar puține locuri în care poți să te duci și să nu găsești astfel de doctori. Sunt unii români care au fost în America sau în Occident, au locuit, au învățat acolo, dar tind să cred că ei rămân acolo și nu se întorc. Poate nu văd oportunitățile de aici. Să uităm oportunitățile succesului profesional, acelea sunt oriunde în lume, ci e vorba de oportunitatea de a sluji și de a fi folos populației, mai ales oamenilor care nu vor să facă operații sau nu vor să ia medicamente, vor ceva mai organic. Asta putem oferi noi. Asta putem avem de oferit. Să numim acest proces natural, că ne place foarte mult cuvântul acesta natural. Da. Ceea ce facem noi este că încercăm să capturăm, să folosim puterea corpului de a se vindeca. Te duci la masă, mănânci un șnițel de pui, acel șnițel se transformă în celule, în inimă, în ficat, în mușchi. Corpul nostru procesează aceste nutriente și ele îl transformă în părți ale trupului. E uimitor. Dacă te tai și te bandajezi, nu bandajul te vindecă, ci corpul se vindecă. Dacă îți rupi un picior, trupul se vindecă. Dacă apare o interferență între controlul pe care îl are creierul asupra vindecării, atunci nu mai merg lucrurile atât de bine. Și noi încercăm să îndepărtăm interferența aceea. De aceea, până la urmă, e mai bine să faci ceva organic și natural, pentru că corpul este cel care se vindecă.
Vom vedea exact ce se întâmplă în cursul unei ședințe. Telespectatorii noștri, dumneavoastră, veți putea vedea niște filmări realizate la începutul anului, în care domnul doctor Lou Jacobs ne arată cum se realizează această tehnică. Și pentru radioascultătorii noștri o să-l rugăm pe domnul doctor să povestească ce se întâmplă într-o astfel de situație. Așadar, înainte de a vorbi despre ce se întâmplă exact la o astfel de ședință, aș vrea să vă întreb dacă pacienții vin cu radiografii, cu, eu știu, computer tomograf sau chiar cu un diagnostic pus de un alt medic. They oftentimes are coming with x-rays. Adesea vin cu radiografii sau tomografii. E foarte bine pentru mine, pentru că aceasta îmi arată unde sunt lucrurile aliniate greșit sau rău și mă pot concentra mult mai specific asupra subluxațiilor care sunt. În Romania, cei mai mulți dintre pacienți vin cu ceva poze. Este foarte de folos pentru mine. Acum telespectatorii văd cum începe de fapt o ședință și aș vrea să vă întreb ce anume faceți dumneavoastră atunci când apăsați, când faceți această presiune pe coloana vertebrală. Sure. So what I'm doing is I'm looking for evidence. Ceea ce caut sunt dovezi ale alinierii greșite sau imperfecte ale coloanei. Prima dată fac niște teste pentru a identifica inflamația nervilor, contracțiile mușchilor și apoi simt cum sunt lucrurile acolo. Apoi prezint pacientului ce am aflat. Acum telespectatorii văd a treia parte a examinării. Verific alinierile greșite. Este foarte specific practicii chiropractice. Of the spinal column and the surrounding tissues to identify these issues. Văd că aveți pe masă niște machete, niște mici bucățele de coloană vertebrală. Înțeleg că știți absolut fiecare relief al acelui os. I know a lot. Chiropractors știu know a destul lot about de these mult. Bones. Chiropracticienii știu multe despre aceste vertebre. Știu care sunt unghiurile, care ar trebui să fie, unde ar trebui să afle nervii, discurile, toată neurologia care emanează din acea zonă. Could you show telespectatorilor unul dintre aceste modele? Să-l vadă cum arată. Sure. So this is a model of the very lowest part of the back, which a lot of people are coming to me with problems in the low back here in Romania. De jos a coloanei. Este osul sacru și partea finală sunt câteva vertebre. Adesea herniile au loc aici, în partea de jos, lângă osul sacru, și presiunea se exercită acolo pe nervi. Eu mă uit la alinierea greșită, mă uit la cum sunt poate întoarse într-o parte, înclinate în altă parte vertebrele și atunci se apasă pe nervii din zonă. Și acestea se văd și la radio, pe o radiografie, de exemplu? You can see the bones in the X-ray. Da, se pot vedea aceste lucruri pe radiografie, se pot vedea și spațiile cum sunt aliniate într-o radiografie. Nu se văd nervii sau nu se văd lucrurile care sunt țesuturile mai moi, dar pot să văd cum dacă sunt aliniate greșit, aceasta se poate vede foarte ușor și îmi arată unde să mă concentrez asupra unei subluxații. Iar cealaltă machetă este o altă zonă a coloanei, este cumva zona cervicală. Yeah, the cervical spine. Da, este coloana cervicală, este aici.
Și aici, din nou, sunt foarte frecvent senzații dureroase, nu? Yeah, it's an area that has a lot of dysfunction. Este o zonă adesea dureroasă. Sunt multe disfuncții aici datorită muncii noastre, pentru că mulți stau la birou, stau la computer toată ziua aplecați, cu capul aplecat ca o țestoasă și în loc să aibă o curbă frumoasă asemănătoare unei banane, ci au o coloană care este înclinată în partea opusă și aceasta face ca toate să se apese într-un mod nenatural. Se creează multă durere și disconfort, dar și probleme la nivelul mâinilor, dureri de cap, simptome la nivelul mușchilor feței, pentru că această nervii de aici controlează ce se întâmplă la nivelul gâtului, la nivelul mâinilor. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți trimite mesaje la numărul 0751 400 300 și vom răspunde pe parcursul emisiunii întrebărilor dumneavoastră. Ați urmărit câteva ilustrații filmate de colegul meu Robert Morariu și montate de colega mea Ileana Ciutan. Vom vedea în continuare exact ce a spus domnul doctor puțin mai devreme. Faptul că sunt și niște teste specifice care măsoară inflamația nervilor și contracția musculaturii. În timp ce vedem aceste imagini, ați putea să ne explicați, vă rog, ce anume face acest aparat pe care acest, eu știu, pe care îl vedeți dumneavoastră pe calculator, aceste investigații? I will explain everything. Voi explica totul. Bun, așadar, în timp ce colegii mei au pregătit și uitați, acestea sunt imaginile. Ce vedeți dumneavoastră aici? So this is an image of what's called a surface EMG. It's measuring electrical activity. Acest aparat măsoară curent, muscle that is the heart. Tensiunea electrică din mușchi. When we see too much electrical când vedem prea multă activitate electrică în mușchi, aceasta se traduce cu tensiuni și contracții și inflamații la nivelul acelor mușchi. Este important pentru că acei mușchi sunt atașați de coloana vertebrală, de pelvis, de craniu și când se încordează și se strâng, produc stres la nivelul coloanei vertebrale și duc la anumite subluxații. Acestea pot fi și datorate activității fizice, datorită stresului mental care te face să stai în anumite poziții. Acestea de asemenea duc la subluxații la nivelul gâtului. Is a test measuring inflammation and irritation in and around the spinal nerves, where the nerves. Acestea de asemenea, această activitate poate arăta și o inflamare la nivelul nervilor din zona coloanei vertebrale. Nervii inflamați nu funcționează cum trebuie. Când țesuturile împreună cu nervii sunt inflamați, acestea vor duce la disfuncții ale funcționării nervilor respectivi. Bun, haideți să vedem, în afară de lucrurile pentru care în mod normal ar veni un pacient la dumneavoastră, de exemplu pentru durere lombară sau cervicală, cum ați spus, sunt și niște afecțiuni mai puțin obișnuite, la care nu ne-am gândit că pot fi rezolvate la chiropractor. De exemplu, migrenele. Cum oferiți dumneavoastră o ameliorare a migrenei? So it's very important for me that I understand the patient's experience. Trebuie să înțeleg foarte bine ce a pățit pacientul înainte să vină la mine. Mulți vin la mine ca la ultima soluție.
după diagnostic. Deci, au avut o migrenă. Mă ajută diagnosticul pentru că știu ce experiență au avut în viață. Dar eu nu tratez migrenele, dar ce fac eu îi ajută. Poate nu se vindecă total. Cum ajută tratamentul pe care îl faceți să se amelioreze migrena? Prin ce mecanism? Ceea ce fac este să evaluez. Eu evaluez întreaga coloană vertebrală, dar evaluez mai de aproape ceafa, pentru că văd eventualele subluxații la nivelul nervi, la nivelul respectivilor nervi, care ar regla funcționarea craniului. Dacă identific acolo subluxațiile, corectez. Nu pot să promit că asta întotdeauna ajută la migrenă, dar de multe ori se întâmplă așa. Asta fac eu. Eu facilitez abilitatea corpului de a se vindeca. Eu nu sunt un vindecător, ci sunt un facilitator care ajută corpul să se vindece singur. Bun, și spuneați că, de exemplu, puteți să-i ajutați și pe cei care au insomnii, de tulburări ale somnului. Cum funcționează în acest caz? Well, another question Într-o întrebare pe care am pus-o, cum trăiești viața? Cum îți răspunde corpul? Sounds and people's and conversations. Cum simți sunetele oamenilor din jurul tău? O faci prin creier și prin sistemul nervos. De ce nu poate cineva să doarmă? Pentru că nu își pot opri mintea. Nu pot să-și oprească mintea de la gândurile zilei. Sunt poate prea tensionați de experiențele zilei. Când corpul tău nu interpretează bine lumea în prezența subluxațiilor, când acestea sunt prezente, adesea, când anulăm subluxațiile, apare o îmbunătățire. Asta nu înseamnă că totul se rezolvă. Poate că subluxația a fost numai o parte a problemei, dar dacă corpul este eliberat de acele subluxații, corpul se va descurca mai bine. Așa că nu pot promite, dar de obicei pot să ghicesc că cineva se va face mai bine. Așadar, chiar dacă persoana respectivă suferă de o boală cronică, o boală care nu poate fi vindecată, faptul că organismul se detensionează, faptul că acești nervi nu mai sunt presați, îi face viața mai frumoasă, mai ușoară, chiar având o altă boală care nu poate fi rezolvată. Yeah. Da. Aș susține că da. Dacă cineva are cancer și mănâncă o dietă vegetariană, e mai bine decât să mănânce la McDonald's în fiecare zi. Deci un corp fără subluxații va funcționa cât de bine se poate. Asta nu înseamnă că este perfect, dar este tot mai bine. În cazul obezității, cum acționează tratamentul pe care îl realizați? Eu nu tratez obezitatea în sine, tratez oamenii care sunt supraponderali, mai ales în Statele Unite. În mod ideal, includem chiropractica în tratament. Your body, there's a saying in English that există o zicală în engleză, ești ceea ce mănânci. Tu ești ceea ce poate folosi corpul tău din ceea ce mănânci. Dacă corpul nu poate absorbi nutrienții din mâncarea ta pentru că ai subluxații mai jos și acestea controlează dieta sau metabolismul, nervii de acolo ar afecta metabolismul, poate eliminarea acelor subluxații ar face corpul să funcționeze mai bine, să metabolizeze mai bine mâncarea și asta te va ajuta. Sunt anumite categorii profesionale de care dumneavoastră
vă ocupați în mod special și mie mi s-a părut interesant faptul că sunt mulți muzicieni care vin la dumneavoastră. Cum au ajuns acești muzicieni să vină la chiropractor și de ce, mai ales de ce ar veni membrii unei anumite profesii cu precădere la dumneavoastră? Many top level performers, mulți profesioniști de elită, fie că sunt fotbaliști, jucători de basket, baseball, gimnaști, muzicieni, ei operează la un nivel maxim și ei vor să dea tot ce pot. Poate au avut anumite răni, anumite traume și nu pot să-și facă operație pentru că trebuie să continue. Trebuie să meargă la un concert și vor să fie mai departe în stare. Și atunci trebuie să folosească metoda care va fi cea mai puțin invazivă și care va avea un impact foarte mic la nivelul daunei. Și atunci chiropractica este foarte sigură, ajută corpul să fie optim la nivel de performanță. Deci este vorba despre o postură greșită sau o postură folosită frecvent, așa cum este vorba, cum spuneați, despre cei care lucrează la calculator sau la birou și care stau așa. La fel se întâmplă și în cazul muzicienilor care folosesc un anumit instrument sau al sportivilor care fac anumite mișcări repetitive. Yeah, anytime you do anything, ori de câte ori faci ceva în mod repetat, în același fel, atunci cauți necazul. Corpul tău nu e construit să stea 10 ore pe zi la birou, să scrii la calculator. Corpul tău este atât de minunat cum este, nu e făcut să te pregătești 10 ore să faci sport de-a lungul anului. Lucrurile se vor strica pentru că e mult stres. E mult stres asupra corpului. Orice tip de stres repetitiv asupra unei perioade de timp. Asta înseamnă că dacă ne urmăresc oameni care au diverse probleme datorate profesiei pe care o au, probleme fizice datorate unor mișcări repetitive, pot merge cu încredere la chiropractor. Dacă vor să n-aibă probleme mai mari, chiropractica este o bună soluție pentru ei. Mai ales dacă stai la birou, postura ta se schimbă, poziția ți se schimbă. Poate să fie dăunător pentru restul corpului și poate fi dureros. Poate crea subluxații și asta va genera dureri de cap. Îi doare ceafa, mușchii de la piept sunt încordați, postura este foarte cocoșată. Adesea se preocupă să nu meargă foarte cocoșați la vârste avansate, dar sunt invitați la mine. Aș vrea să vă întreb despre ceilalți specialiști cu care dumneavoastră colaborați. Pentru că din tot ce am înțeles, vă ocupați exclusiv de problema subluxației și dacă un pacient are nevoie de alte tipuri de tratamente, îl trimiteți pe acest pacient la colaboratorii dumneavoastră. Absolut. I'm very much like a dentist is probably the sunt ca un dentist aproape. E cea mai bună analogie. Dentistul se concentrează asupra dinților și structurilor adiacente. Noi, chiropractorii, ne concentrăm asupra coloanei vertebrale și sistemului nervos. Cu o problemă precisă. Dacă cineva iese din sfera mea de concentrare, de fapt, în ultimele trei săptămâni, am trimis pe alții la alți specialiști. I-am trimis la chirurg. N-aș vrea să fac asta, aș vrea să-i ajut să se recupereze fără medicamente și chirurgie, dar uneori problema este atât de serioasă încât trebuie să meargă în altă parte.
se vor întoarce la mine pentru reparații și pentru vindecare după după operație. Dar pentru acea problemă vreau să-i trimit acolo. Da, în următoarele minute, doamnelor și domnilor, vom vorbi despre femeile însărcinate și despre copii care beneficiază de asemenea de tratament la chiropractor. Înainte de asta însă, aș vrea să vă întreb câteva lucruri legate de pregătirea dumneavoastră profesională, lucruri care pot fi interesante pentru publicul din România, întrucât la noi nu există o facultate, o școală specială de chiropractică și, în schimb, în Statele Unite înțeleg că este o școală, există apoi specializări, cum este cea de chiropractică pediatrică și după ce ați urmat toate aceste specializări, aveți dreptul de liberă practică de a practica profesia dumneavoastră. În țara noastră, de multe ori, o persoană care face masaj este prezentată ca fiind chiropractor, fără să aibă aceste studii pe care dumneavoastră le-ați făcut. Da. Prima dată să mă refer la educație. În Statele Unite, educația e puțin diferită. Dacă vrei să devii chiropractor, e altfel decât... E diferit de a fi doctor. Aici, în România, faci toată școala odată și oricine din industria medicală se duce la facultatea de medicină. Faci 4 ani și după aia 4 ani te duci la școala de chiropractică. Este altceva. Primii ani sunt foarte medicali. Se studiază patologie, fiziologie, biochimie, toate aceste lucruri. După alți 2 ani, când medicina începe să studieze farmacologie și chirurgie, noi începem să studiem ajustarea și corectarea subluxațiilor și lucruri de genul acesta. Avem niște examene naționale la final, trebuie să le trecem. Avem și examene la nivel de stat, cam 37, sunt 37 de universități de chiropractică, cele mai multe sunt în Statele Unite. Aici nu sunt școli. Asta face lucrul foarte greu pentru cineva din România care ar vrea să rămână în România și să devină chiropractor. Aici și să rămâi aici nu e posibil. Trebuie să te duci în Spania sau în Franța sau Anglia. Acestea sunt cele mai apropiate. Trebuie să-ți termini studiile, asta durează mult și trebuie să te întorci. Așadar, oamenii care astăzi sunt aici, cu excepția unuia, folosesc termenul de chiropractică fără a avea o educație formală de chiropractician. Ei nu au trecut prin acele examene care ar trebui să treacă. Aceasta pune o problemă. O problemă de sănătate publică, în opinia mea. Dacă nu știi ce faci, ai putea să rănești pe cineva. Nu te duce la cineva care face mașini ca să îți rezolve o problemă dentară. Da, avem un regulament al stomatologiei. Nu poate oricine de pe stradă să scoată dinții autorizat. Trebuie să alegi pe cineva care știe să-și facă treaba bine și în siguranță. În trecut, în evul mediu, erau acei bărbieri chirurgi care scoteau și dinți. Și medicii din anii 1800 te tundeau. S-au schimbat lucrurile. Dar chiropractica din România nu s-a schimbat, pentru că nimic n-a existat. Așadar, au fost oameni care au venit pentru o perioadă scurtă și au plecat în călătorii misionare, au expus pe câțiva la această practică medicinală, dar nu există o istorie reală în România de genul acesta. Nici bună, nici rea. Și în acest caz pot să apară foarte multe probleme sau accidente chiar și persoana care merge la cineva nespecializat, în loc să scape de suferință, să îi se accentueze această suferință.
The pain can get worse, or durerea se poate mări sau și mai rău. Și mai rău decât durerea. Dacă ți se face o subluxație mai mare și nervii merg într-o parte a corpului în care tu nu simți durerea, ce se întâmplă? Dacă nervii aceia se duc la rinic și rinichii tăi nu mai merg la 100% pentru că cineva ți-a stricat spatele, tu s-ar putea să nu știi că ai o problemă și îți face mai rău în timp. Nu cred că îți face rău pe moment, dar s-ar putea să ia 30 de ani. Și într-o zi te trezești că ai o problemă la rinichi. În 1924 a fost o cercetare făcută de către un doctor, de doctorul Henry Windsor. El a făcut autopsii pe mii de corpuri și a găsit că organele bolnave erau afectate de stricăciuni neuronale care plecau de la subluxații ale coloanei vertebrale. În 1924, el a postulat că ar putea să fie ceva legat de coloana vertebrală. Avem o întrebare, unde îl putem găsi pe domnul doctor? Vă vom răspunde printr-un mesaj la finalul emisiunii. Dacă mai aveți alte întrebări, le puteți trimite la numărul 0751 400 300. În cazul în care un chiropractor este pregătit corespunzător, așa cum sunteți și dumneavoastră, pot apărea efecte negative sau există contraindicații ale metodei care nu țin neapărat de o altă specialitate, ci pur și simplu de pacient? Cases where I have to be extremely careful. Sunt cazuri unde trebuie să fiu foarte, foarte atent, extrem de atent. Dacă cineva are o problemă de oase, o boală a oaselor, dacă aș apăsa poate pe oase, ar fi probleme, trebuie să fiu foarte atent. Dacă cineva a avut o istorie de probleme neurologice serioase, trebuie să fiu foarte atent cu acea persoană. Cei mai mulți oameni pot să primească o măsură de ajustare, de aliniere. Sunt multe instrumente care fac acest tratament foarte blând. Dacă ai avut cancer la oase sau alte probleme ale oaselor, pot trata totuși. Poate efectul nu este la fel de bun pentru că ai poate prea multe probleme, dar efectul este măsurat în potențialului, în potențialul cu care creierul poate să folosească instrumentele. Să vorbim în ultimele 10 minute despre femeile însărcinate, proaspetele mame și despre copii. De ce ar avea nevoie o femeie însărcinată de tratament? Care sunt problemele cu care se confruntă din punct de vedere al coloanei vertebrale? Mulțumesc pentru această întrebare. N-am răspuns la ea. Este o pregătire specială pentru femeile gravide și mame. Este Asociația Internațională a Chiropracticienilor Pediatri care tratează această chestiune. De ce au nevoie mamele de chiropractică? Pentru că corpurile lor sunt supuse stresului serios, suferă schimbări rapide, iar sistemul lor de mame este responsabil de dezvoltarea unui bebeluș. Tot ce primește bebelușul vine de la mamă, inclusiv controlul acelei dezvoltări prin sistemul nervos al mamei, care e responsabil pentru doi oameni în loc de unul. Așadar, mama este foarte important să nu aibă nicio subluxație pentru a optimiza ce ar însemna situația ei. Fie că e vorba de controlul nervilor, fie că e vorba de capacitatea de vindecare sau de respirare sau de mișcare.
Also, de asemenea, datorită creșterii bebelușului, apar dureri de spate. Acestea se întâmplă și, cum am spus înainte, lucrez cu mulți oameni care se vaită de dureri de spate. Dar motivele pentru care durerea dispare nu este din cauza eliminării subluxației directe, ci datorită funcționării mai bune în urma eliminării subluxației. Sau durerile de umeri și ele sunt acolo. De fapt, organismul nostru are capacitatea de a se vindeca, dar noi avem niște obiceiuri, niște mișcări sau niște poziții care depășesc această capacitate a organismului de a-și reveni. Unele dintre aceste activități pot depăși capacitatea corpului de a reveni la starea inițială și stresul vieții devine prea mult și aceasta are un impact asupra capacității noastre de a procesa mediul și de a avea o sănătate optimă. Aceasta încercăm. Vreau să punctez o anumită diferență. Medicina obișnuită de la spital este extraordinară și ceea ce fac chiropractorii. Medicul de la spital încearcă să identifice și să trateze boala. Chiropractorul identifică cauza care te-ar face sănătos pentru a găsi maniera de a optimiza sănătatea pe care o avem și darurile noastre. O întrebare care, de fapt, era următoarea mea întrebare, a venit prin SMS. Pot fi tratați copii de 16 ani sau ce fel, de ce vârste pot fi? Care sunt vârstele la care pot fi tratați copii? That's a very, very good question. E o întrebare foarte bună. I see babies sometimes that are 2 and 3 days old. Consult bebeluși de câteva zile. Mămicile au fost tratate de mine și apoi vin bebelușii. Metodele de tratare ale bebelușilor sunt foarte diferite de tratarea adulților. Fetița mea, de pildă, are 6 ani jumătate, pe ea o examinez mereu. Din momentul în care se naște un copil până când ajunge aproape de moarte, ei pot fi un potențial pacient. Ar avea nevoie un copil de 2 zile de tratament sau de ajustări? No. They've been curled up in a ball for several months. Au stat într-o anumită poziție luni de zile și acum ies of the mother through a very relatively small passage. Și ies printr-un pasaj foarte mic, fie că e vorba de o cezarian sau prin canalul natural. E mult stres asupra copilului. Este un proces natural, dar este stresant. Dacă doctorul trebuie să faciliteze nașterea copilului, fie să tragă copilul sau să pună o ventuză pe capul lui sau folosesc un forceps pentru a-l trage afară, trauma asupra gâtului copilului, stresul asupra copilului în Statele Unite este de peste 90% când copilul este tras de cap, fie că e manual, fie prin alte instrumente. Este o traumă asupra copilului. Mai avem 2 întrebări. Cum poate ajuta un chiropractor atunci când copilul nu este în poziție de naștere? Copiii care nu s-au așezat în poziția potrivită s-ar putea să ajungă acolo din diverse motive. Uneori bebelușul este
este influențat de osul sacru. Dacă există o nealiniere a osului față de pelvis, dacă este o aliniere greșită între pelvis și osul sacru, nu este loc pentru capul bebelușului, pentru că capul lui ar trebui să încapă aici. Dacă lucrurile astea sunt aliniate greșit, atunci pentru bebeluș e incomod și atunci el se mișcă în altă parte. Pentru că îl apasă pe cap. Și dacă eu identific o subluxație la nivelul osului sacru și o corectez, adesea bebelușul se va simți bine să se așeze. Bebelușul se va simți confortabil să-și ducă capul în poziția potrivită nașterii. Consult multe, multe femei care au bebelușul așezat într-o poziție nepotrivită nașterii. Consultarea nu și tratarea este plăcută. Mai avem o întrebare. O doamnă de 37 de ani are un diagnostic pentru care ar dori să știe dacă o puteți ajuta. Diagnosticul este mielită acută cervicală. So, as I've said before, după cum am spus, I do not have a specific treatment, nu am un tratament specific pentru această afecțiune, dar ceea ce pot identifica este subluxațiile care ar putea compromite funcțiile funcțiile gâtului și cervixului. Dacă le identific și le corectez, e posibil ca controlul exercitat de creier asupra zonei cervicale să se îmbunătățească. Nu este o garanție că se va întâmpla asta. Nu știu dacă va fi palpabil, nu știu dacă vor simți rezultatul, dar cel puțin funcția corpului se va îmbunătăți. Acestea au fost mesajele în această ediție a emisiunii. Mai sunt câteva mesaje care ne întreabă cum pot să ia legătura cu dumneavoastră. Mă bucur să văd că ceea ce ne-ați spus are efect și deja îmi propun să vin și eu la dumneavoastră, pentru că această poziție permanentă la birou sau la calculator are, bineînțeles, efecte negative. Știți că era o întrebare, se îmbolnăvesc și medicii? Iată că, până la urmă, cam asta este situația. Toată lumea care nu respectă un stil de viață și niște reguli de protecția muncii la birou ajunge să se îmbolnăvească. Ultima întrebare ar fi legată de stilul de viață. Dumneavoastră încercați să le explicați pacienților ce anume nu realizează ei corect sau ce anume provoacă problemele cu care vin la dumneavoastră și să încerce să schimbe ceva? Yeah, we want to try to create a lifestyle that is vrem să creăm un stil de viață lipsit de factori care să dăuneze. Poate nu este posibil să facem acesta perfect, dar putem evita lucruri care sunt rele, cum ar fi să sar de pe înălțimi sau să faci mișcări agresive sau să te supui unui stres mental prea mare. Poate să fie doar o profesie care este foarte stresantă, care face probleme. Și încercăm să-i sfătuim să își ia decizii pe care să le ia singuri, care să reducă stresul acesta. Mulți care vin la mine, poate o dată pe lună, pentru a verifica dacă e totul bine. Dacă e totul bine, e bine. Dacă e o subluxație, o corectăm și îi vedem din nou peste o lună. Între vizitele acestea, ei vor face ceea ce e bine pentru a trece prin luna aceea. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost alături de noi și sperăm să veniți și cu altă ocazie pentru a discuta despre aceste beneficii ale îndepărtării unei subluxații, beneficii pe care le vedem în calitatea vieții și într-o sănătate mai bună.
I want to thank you so much for having me. I'm very Vreau să vă mulțumesc că ați fost aici, că m-ați invitat, m-ați avut împreună cu dumneavoastră, mi-ați pus întrebări plăcute de ajutor. E foarte important ca publicul român să înceapă să înțeleagă ce înseamnă chiropractica adevărată. Și aceasta îi va ajuta să ia decizii bune și să fie sănătoși. Apreciez emisiunea. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim și domnului Laurențiu care a tradus pentru dumneavoastră în limba română în această ediție a emisiunii Starea de Bine. L-ați urmărit pe domnul doctor Lou Jacobs, unul dintre cei doi chiropractori acreditați în România de Ministerul Sănătății și de Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară și Alternativă, afiliat Asociației Internaționale de Chiropractică Pediatrică. Domnul doctor Jacobs are propria clinică în Portland, Maine, în Statele Unite ale Americii și vine de 2-3 ori pe an în România, în București, la Clinica Intermedicas și aici am avut și noi aceste imagini filmate pe care vi le-am prezentat. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!